verset. De la versetul 18. Mânia lui Dumnezeu se descoperă din cer împotriva oricărei necinstiri a lui Dumnezeu, împotriva oricărei nelegiuiri a oamenilor care înăbușă adevărul în nelegiuirea lor. Mai departe, versetul 21. Fiindcă măcar că au cunoscut pe Dumnezeu, deci au cunoscut pe Dumnezeu, nu l-au proslăvit, nici nu i-au mulțumit. Observați, suntem în contextul lecțiilor noastre. Să înalți pe Dumnezeu, să proslăvești, să-i mulțumești pe Dumnezeu. Și pentru că nu i-au mulțumit și nu l-au proslăvit, ce s-a întâmplat? Inima lor, fără pricepere, s-a întunecat. Deci dacă lipsește partea aceasta de închinare din viața noastră, se întunecă inima. Inima noastră. Acum aș vrea să continuăm ce am început aseară. E un pic mai grea partea aceasta. Poate puteam continua în forma în care s-a pornit fratele Cornea Mihalea, așa vestea Evanghelia, nu vestea cu explicații și cu laptop, n-a laptop, ca și noi. Acum sunt alte vremuri. Aș vrea acum pentru câtva timp să ne uităm și să continuăm cu ceea ce am avut aseară. Deci a fost prezentată partea aceasta în care omul are această structură. Deci, repet ce spunea Badineori, noi trebuie să gândim structura noastră cum o gândește Dumnezeu. Și am văzut că Scriptura ne prezintă cele trei părți. Omul este format dintr-un duh, un suflet și trup. Sunt mai multe versete în Scriptură care face distinție între ele. Numai nu mai intrăm în teologii în care unii nu sunt de acord că sufletul și Duhul trebuie să fie e numai una, parte spirituală. Scriptura are mai multe locuri, între care, de pildă, 1 Tesalonicenii, capitolul 5, versetul 23, unde spune că trupul, sufletul și Duhul nostru să fie păstrate întregi până când? Până la venirea Domnului nostru Iisus Hristos. Și mai sunt și alte versete care arată clar că trebuie să fie o distinție între suflet și între Duhul omului. Acum, în seara aceasta, un pic vă solicit la a vă gândi. La a gândi lucrurile. Este un verset clasic, dar nu putem să-l afișăm acum, dar cred că știți pe din afară. I-am mai întrebat pe frații, acum vreo 2-3 zile, tot i-am provocat pe câte unul altul. Versetul Luca 9:23. Dacă vrea cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea în fiecare zi și să mă urmeze. Dacă versetul spune, dacă vrea cineva, la cine, dacă voiește cineva? La cine, cine este acel cineva? La cine se referă? La toată lumea. Adică se referă la fiecare dintre noi. Atunci înseamnă că dacă se referă la toată lumea, atunci eu sunt cineva. Sunt. Ajung să fiu cineva. Și acel cineva, ce poate să facă? Acel cineva poate să vadă sinele lui și să ia o atitudine împotriva sinelui lui, să se lepede de sine. Cine este acest cineva? Eu. Eu. Omul. Cine este cineva? Personalitatea. Personalitatea. Observați că sunt răspunsuri. De un fel sau altul și fiecare ne dăm cu părerea. Oare care este poziția Scripturii și cine este acest cineva? Care este stare să-și vadă propriul sine, sinele lui, să-și ia crucea și să mă urmeze? Revenim înapoi textul nostru. Și citim Roman, capitolul 9 și versetul 1. Cine are Scriptura? Talida, văd că are Scriptura. Și ne citește Roman 9, versetul 1. Ai și aici? Da.
este și afișat în față. Spun adevărul Hristos, nu mi, cugetul meu luminat de Duhul Sfânt îmi este mare. Da, spun adevărul Hristos și nu mi. Cugetul meu, luminat de Duhul Sfânt, îmi este martor. Primul lucru care îl vedem aici este că Pavel vorbește despre cugetul lui. Cugetul lui. Dar cugetul lui este luminat de Duhul. Înseamnă că ar putea să fie și neluminat. Înseamnă că atunci când cugetul nu-i luminat, trebuie să fie, cum spune Roman, i-a lăsat în voia minților blestemate și inima lor fără pricepere s-a întunecat. Duhul poate să fie întunecat. Dar, în continuare, ce mai vedem în versetul 9? Cine apare scos în evidență în Roman 9:1? Talina. Martor. Deci, cugetul meu luminat îmi este martor. Martorul. Ca atare, când Domnul se adresează nouă și ne spune, dacă vrea cineva să mă urmeze pe mine, să-și ia crucea, la cine se referă? La martorul din mine. Cine este martorul acesta? Este persoana cu care tu dialoguezi continuu, de când te scoli dimineața și până te culci seara. În tine există un martor. Cine este cugetul? Este conștiința. Conștiința. Tu ești conștient că existi. Cel mai mare lucru care îl avem ca și dar al vieții noastre este că noi suntem conștienți de noi înșine și de viața pe care o avem. Și avem în noi acest martor, cugetul nostru, și acesta poate să fie luminat de Duhul Sfânt. Pavel spune, cugetul meu, luminat de Duhul Sfânt, îmi este martorul meu. Apoi, în Duhul omului mai avem, în sensul acesta, de intuiția și revelația, care înseamnă că martorul acesta, cugetul nostru, primește revelație de la Dumnezeu și are intuiția. Să ne uităm la primul om, Adam, înainte de cădere. Adam, înainte de cădere, avea cugetul întunecat sau luminat? Luminat de Dumnezeu. Se întâlnea în fiecare zi cu Dumnezeu și în lumina aceasta el cunoștea toate lucrurile, putea să numească animalele, avea cunoștințe, am zice noi, mai mari decât avem noi la ora actuală, și în plus era omul care se închina înaintea lui Dumnezeu. Cunoștea și femeile. Cum? Cunoștea și femeile. Deci la prematurile muzeului. Da, și el, exact. Eu pot nume și ei, da? Deci știa exact și o știa și pe Eva. Prin urmare, aici asistăm la faptul că el primea direct martorul sau cugetul lui, primea direct lumină de la Dumnezeu. Avea revelație. Și ziua când s-a stricat ceva în el a fost ziua când i s-a întunecat cugetul lui. Lumina care a primit-o de la Dumnezeu n-a mai primit-o pentru că n-a ascultat de Dumnezeu. Porunca era clară. Să nu mănânci din pomul cunoștinței binelui și răului. Acum, care este efectul faptului că el n-a mai primit revelație? Efectul este că inima lui s-a întunecat. Și de aici am pus o săgeată care să ne arate că Duhul omului, de fapt, transmite inimii noastre, transmite gândurile care le are, revelația care o are, el, martorul, transmite gândire spre inima noastră. Cine este inima noastră? Inima, de fapt, este în corpul nostru mișcătorul, motorul. Când încetează inima, suntem puși în sicriu. Ce este inima omului? Este locul de unde se întâmplă fapta, unde se întâmplă acțiunea, mișcarea. Știu că nu vă seamănă cu nimic din ce aveți alte gânduri dinainte, pentru că eu lucrul acesta l-am gândit azi noapte. Azi noapte
Mi-a spus sora Piri că Domnul cere ca să mă rog mai mult și să mă rog în limbi. Aseară m-am concentrat să înțeleg mai bine lucrul acesta și n-am mai putut dormi. Cred că jumătate din noapte m-am rugat și jumătate din noapte nu m-am dormit. Și așa am înțeles că, de fapt, motorul vieții noastre, voința, unde tot timpul o pun în suflet, motorul sau inima vieții noastre este tocmai voința. Și voința aparține și sufletului, și duhului, și trupului, deoarece în inimă poate să trimită gânduri. Sufletul în inimă poate să trimită și duhul și trupul, deci toate trei elementele pot să trimită gânduri în inimă. Inima nu produce gânduri. Nu produce simțirile, le primește gata făcute și doar decide dintre ele, că spin simultan. Poate veni și de la duh și poate veni și de la suflet și voința este locul unde se decide acțiunea noastră. Acum vă spun în mare, după aceea purtăm discuții și clarificăm lucrurile mai mult în detaliu. Revenim apoi la suflet. Sufletul este intelectul sau partea aceasta unde gândim logic. Și afectivitatea este partea aceasta emoțională, sentimentele și pasiunea noastră. Iar trupul are carnea propriu-zisă cu simțurile ei, unde avem dorințe și avem pofte. Cred că e bine să las acum întrebări și să verificăm cu Scriptura, cu versete din Scriptură, las pe față, să vedem cum răspunde acest model la textele biblice pe care le cunoaștem. Deci, întrebarea mea este dacă din Evrei, capitolul 4, cu 12,